Hei, salut dragii mei, ce mai faceți voi? Bine v-am găsit din nou la o ediție de testăm. Astăzi testăm chestii de pe AliExpress. Invenții, produse chinezești și nu numai, pentru că am și câteva chestii coreene pe aici. Dar, bineînțeles, toate sunt cumpărate, cum vă spuneam, de pe AliExpress. Eu și AliExpress avem o relație foarte, foarte strânsă, știți asta deja, și am zis ca să mai adun câteva produse cumpărate de mine de acolo și să vi le arăt în clip, să vorbim despre ele, să le punem la test, să vedeți și voi cum mi se par mie și să vă spun dacă îmi plac, dacă nu-mi plac. Le dăm un like, le dăm un dislike, cum v-am obișnuit eu în fiecare clip în care testăm nebunii. Și am hotărât că acest gen de clip o să fie cât mai des la mine pe canal, pentru că este foarte cerut. Vom testa de acum încolo foarte, foarte des diferite chestii. Make-up la diferite branduri, nu știu, nebunii, invenții, rujuri, bineînțeles, make-up și așa mai departe, cum vă spuneam. Am astăzi pentru voi 7 produse pe care le vom testa și sunt atât de nerăbdătoare cu unele încât, oh my god, unul l-am testat de când mi-a ajuns acasă, pentru că Elena, nu te poți abține. Dar vreau să vă vorbesc despre el, să vă spun părerea mea și să vi-l arăt cum funcționează, bineînțeles. Îl testez încă o dată aici cu voi, să vedeți cum mi se pare. Am vorbit mult, e un intro foarte lung, Elena, ce se întâmplă, fați de aia că îmi cereți clipuri mai lungi, deși eu nu sunt mare amatoare, dar încerc să le fac așa, până în 20 de minute maxim. Bun. Cu ce să încep, O să încep cu tuș, pentru că nu mi-am aplicat tuș și îmi stă aici un ciuf. Iar viața fără tuș la mine e groaznică, adică uitați-vă ce ochi mici am fără tuș. Și am cumpărat eu pentru asta faimoasa ștampilă care îți face codița liniei de tuș. Sunt tare, tare nerăbdătoare să văd dacă funcționează nebunia asta, pentru că dacă funcționează, oh my god, va fi salvarea mea. Nu pot să zic că mi iese mereu linia de tuș extraordinar, deci dacă asta ar funcționa, ar fi genial. Cam așa, destul de drăguț ambalajul. Bun, așa și așa. Și îl desfac aici alături de voi să vedeți cum e. Nu l-am testat până acum, habar nu am dacă funcționează. L-am de ceva timp în casă, dar m-am abținut. Bun, asta este ștampiluța. Și aici sunt două capete. Codițele sunt la fel după câte observ eu. În schimb, una este pentru ochiul drept și alta este pentru ochiul stâng. Și trebuie să aveți de asemenea un eyeliner gel. În cazul meu o să-l folosesc pe cel de la Catrice. Și haideți să vedem cât de bine funcționează nebunia asta. De-abia aștept, Oh my god! Am dat camera puțin mai de aproape ca să vedeți exact ce face ștampila. Am luat și gelul, îl desfac, oh my god, desfac gelul și hai să vedem cu care ochi voi începe. Vă vedeți, așa a rămas. Prima oară când am aplicat, o să mai puțin produs și o să mai aplic pe deasupra. Cam așa se vede, trebuie să fie exact ca asta, nu e rezultatul pe care eu l-așteptam. Asta. O să mai aplic încă o dată să vedem ce și cum, să văd dacă pot îngroșa nebunia asta. Așa și a doua oară mai mult l-am stricat, Dumnezeule. Imediat o să revină acum cu pensul și o să-mi fac cum trebuie treaba, dar nu a ieșit cum promite că ar trebui să iasă. Nu prea îmi place. Hai să încercăm și la ochiul celălalt să vedem dacă se întâmplă același lucru. Nu, deci produsul ăsta nu îmi place pentru că nu face ceea ce promit, ar trebui să-mi lase o codiță extraordinară și uitați-vă și voi ce codițe deplorabile mi-a lăsat. Deci acestui produs o să-i dau un nu îmi place, un dislike, pentru că cu adevărat nu face ceea ce promite, puteți vedea și voi. Și că trebuie să-mi termin linia de tuș, vom trece la următorul produs pe care îl voi testa alături de voi și este acest eyeliner, cumpărat de pe AliExpress și o să vedeți imediat ce are ăsta de miraculos. Asta este eyeliner pe care îl vom testa astăzi și voi termina această nenorocire care mi-a făcut-o ștampila mai înainte. După cum vedeți, are două capete. Unul dintre capete este eyelinerul propriu zis, cu vârf așa tip carioca, iar în partea cealaltă are, oh my god, o steluță, deci putem să facem steluțe, ceea ce mi se pare super, super adorabil. Am văzut că au scos acum și ăștia de la Maybelline, ceva de genul, dacă nu mă înșel, Maybelline, da.
ceva pe acolo, în fine, am văzut că au scos și ei, dar eu l-aveam de mult de pe AliExpress, cred că l-am de o lună și ceva, aproape două în casă și da, astăzi testăm nebunia asta. Prima oară o să-mi termin de făcut linia de tuș cu partea tip carioca, iar după cu partea steluță vom testa dacă funcționează și voi face aici o steluță. Aici sau aici, vedem noi. O steluță sigur trebuie să fac pentru că de asta l-am și cumpărat pentru pare așa foarte boho machiajul cu steluțe inimioare. Cam așa mai și linia de tuș, puțin grosomană decât ce folosesc eu în mod normal, dar îmi place extrem, extrem de mult tușul, deci este wow, super, super mișto, îmi place tare mult vârful ăsta, tip carioca. Eu mă descurc foarte bine în a desena linia tușului cu acest gen de eyeliner, iar eyelinerul e super, super, acum să vedem cât de mult durează la ochii mei, dar în prima instanță, prima impresie este super, uitați-vă cât de frumos, e super negru, îmi place tare, tare mult. Acum hai să testăm și partea de steluță și o să-mi aplic o steluță aici. Nu știu de ce, dar se vede super drăguț. Sau în partea asta? În partea asta sau în partea asta? Nu sunt decisă unde să-mi aplic steluța. Cam așa a ieșit steluța și moftica, a ieșit și cercul de lângă. Trebuie să șterg aici cu un bețișor, dar să aștept să se usuce. Cam așa a ieșit steluța. N-a ieșit chiar perfectă, perfectă, pe cum așteptam eu să iasă. Dar fiindcă, vedeți, a ieșit și puțin cerc în jur, dar ăsta o să-l șterg. O să încerc să-l șterg pentru că nu știu dacă o să-mi iasă. Eyelinerul e superb, dar steluța, nu prea e pe gustul meu. Dar nu o să-i dau dislike pentru că în sine eyelinerul ăsta îmi place tare, tare mult și cred că am apăsat eu prea mult pe steluță de a ieșit așa. Oricum îmi place și o să-i dau un like. Nu o să-i dau dislike pentru că îmi place. Îmi place și eyelinerul, îmi place și steluța și împreună fac o treabă bună. Deși posibil am apăsat eu prea tare și a ieșit și linia asta care o are steluța. Vedeți că steluța e pusă într-un cerc și bănuiesc că am apăsat prea tare și a ieșit și asta. Bun, următorul produs pe care îl vom testa este nebunia asta de aici și este un stilou pentru unghi. L-am cumpărat cu gândul și văzând imaginile de pe AliExpress că pot scrie pe unghi. În fine, am în cap să văd dacă nebunia asta reușește să îndeplinească cererile mele. Ceea ce trebuie să facem, din ce am văzut și eu în descrierea produsului, trebuie să băgăm vârful stiloului în jos și să facem desenul propriu zis. Și înăuntru ar mai trebui să aibă câteva vârfuri gen puncte. Hai să vedem ce și cum despre el îl desfacem, pentru că încă este ambalat și vă spun și vă arăt dacă chiar funcționează. Cam așa arată stiloul, iar înăuntru ceea ce are sunt diferite capete cu care poți desena puncte mai mari, mai mici. După cum vedeți, sunt mai multe aici. Am să iau oja asta argintie. Ceea ce fac este să iau ojă pe vârful stiloului. Sau să pun aici mai bine. Am luat ojă pe vârful stiloului, după cum vedeți, și acum hai să vedem cum desenează el. Nu prea e cine știe ce să știți. Adică nu. Nu e ceea ce mă așteptam eu să fie adevărul. Nu prea poți să desenezi nimic cu el pentru că oja nu cade în jos și trebuie mereu să înmoi vârful. Vedeți, eu încercam să desenez ceva pentru că, hei, e un stilou și nu se poate. Nu se poate pentru că uitați-vă și voi, nu. Nu funcționează așa cum vreau eu, cu ceea ce așteptam eu să facă linii subțiri, de exemplu să pot scrie o literă. Asta nu. Eu, de exemplu, aș vrea să scriu aici litera E. Hai să vă arăt că nu merge, deci nu merge. Mi-am stricat și manicura acum, dar nu merge. Uitați-vă, vedeți? E nasol. Vreau să fie ceva așa subțire, să scrie subțire, dar nu. Eu îl folosesc după indicațiile puse pe internet și nu e ceea ce promite. Produsul ăsta a fost un fail total, adică nici pe departe nu îndeplinește ceea ce promite. Mai am aici pentru voi o invenție chinezească și asta este un curățător de peri. Mi-a venit mie ideea asta. Am văzut într-o zi pe AliExpress căutând diverse chestii pentru a le testa și când văd renove, nu știu ce, că pentru peri, că îți curăță peria și știți voi că în tipicele peri se strâng foarte multe scame și păr acolo jos și e imposibil să scoți nebunia aia de acolo și spălându-le și
punând orice fel de soluție. Eu am încercat, am pus și soluții să curăț perile și a fost imposibil. Băi, și când am văzut asta, zic, băi, prietene, stai că eu am o perie cu care mă lupt de câteva luni, că nu reușesc să scot la capăt cu ea. Și am zis, aha, hai să punem la test nebunia asta. Costă foarte, foarte puțin, nu știu dacă a costat 2 euro, nu cred că, 1 euro și ceva. Și când am ajuns acasă, am rămas stupefactă, pentru că e prea mică, eu mă așteptam să fie ceva cam așa, mare. Adică, curățăm o perie mare, trebuie să fie mare. Nu, mi-a ajuns chestia asta super, super mică și am zis, oh my god, asta nu o să funcționeze. Deci astăzi o să punem această invenție la test, să vedem, fraților, dacă funcționează sau nu. Adevărul e că am mari așteptări la ea, deci sunt foarte, foarte curioasă să văd ce și cum despre curățătorul de perii. Destul de bine, vedeți? Eu astea cu degetele nu pot să le iau. Asta e că după aia rămân aici băgate, vedeți? Trebuie luate. Ia să vedem. Merge treaba, să știți. Dar treaba merge destul de bine cu această ustensilă. O să-i dau un like. Asta mi-a ajuns ieri. Asta este următorul produs pe care îl vom testa și e un lip balm. Kawaii, trebuie să-mi șterg rujul de pe buze, bineînțeles, ca să-l pot testa. L-am cumpărat, doamnelor și domnilor, pentru ambalaj, pentru că e super mega drăguț, super kawaii. Și eu, în ultimul timp, am așa o mare pasiune pentru lip balm și pentru a hidrata buzele. Și când l-am văzut pe ăsta pe AliExpress, căutam, bineînțeles, rușuri ciudate și l-am văzut pe ăsta. Oh my god, cât de drăguț, cât de funny e. Bun, hai să dăm bătaie să vedeți cum arată de aproape și cum se aplică pe buze, dar mai înainte îmi iau și eu rujul de pe buze, pentru că, hei, nu pot să aplic un lip balm peste ruj. Elena, și astea sunt buzele mele. Oh my god, ce sexy. O să aplicăm lip balmul pentru a le hidrata. El arată cam așa, mânca la mama. Uitați-l cât de frumos. Oh, tigrul mama. Hai să-l deschid alături de voi să vedeți și voi cum arată. Ta-da! Să-l văd și eu cum arată, Dumnezeule. E alb, vedeți? E foarte basic, adică ce frumos e când e închis. Când îl deschizi e foarte basic. Adică e un baton de ceva alb care presupun că e hidratant. Iar mirosul e foarte aiurea, miroase a pastile. Ăsta miroase a paracetamol, miroase foarte dubios a pastile, nu miroase urât, miroase pur și simplu a pastile. Deci miroase a pastile. Deci hai să-l aplicăm, să vedem ce și cum despre el, deși nu îmi place cum miroase. Băi, adevărul e că e foarte hidratant, e foarte uleios așa și îmi plac genul ăsta de lip balm-ul. Și când îl aplic pe buze, are așa un miros ușor alămâie, deci nu e mirosul de pastilă care miroase atunci când îl miroși în prima oară. Deci miroase destul de drăguț și e destul de acceptabil. Și are un ușor gust a lămâiță, ceva mentolat, așa, spre partea asta de citrice. Știți că chiar îl ador și chiar îmi place tare, tare, tare mult. Chiar nu mă așteptam să fie așa. Când l-am mirosit și mirosea a pastile, zic, oh my god, asta o să fie teribil. Dar nu, și-a schimbat în totalitate mirosul odată ce l-am aplicat. Și e foarte, foarte hidratant, se vede, nu? Se vede, îmi place mult. Big like pentru tigru. Acum să fim sinceri, se putea să n-am eu ceva pentru păr? Hai, Dumnezeule, cu ce o să mă dau în păr astăzi? Se cheamă Hair Mascara. Asta ar fi o mascara, un rimel cum ar veni pentru păr. Este ăsta de aici și după cum vedeți, dacă aș putea să desfac ceva, vine cu o periuță aici. Habar n-am ce are în interior, sunt foarte, foarte curioasă să văd ce și cum. Și l-am luat în culoarea asta foarte decentă, foarte normală, adică ești cu asta pe stradă și nu se uită nimeni la tine, înțelegi ce vreau să zic. Treaba asta trebuie aplicat pe șuvițe de păr și după dai așa cu pieptănașul ăsta ca să o difuzezi puțin, să nu fie chiar așa strigătoare la cer. În fine, trecem la test și vă spun după cum mi se pare. Am emoții, deci ăsta vine ca un rimel, voi vedeți, ăsta vine ca un rimel. Nu știu de ce mai are periuțele astea, bănuiesc că să difuzez puțin după aia culoarea, dar ăsta vine cu o periuță de rimel. Băi, fraților, ca să mă înțelegeți, scrie Hair Mascara, adică e pentru păr, adică vedeți, e pentru păr, să nu credeți că e rimel, nu e. Bun, hai să aplicăm. Bun, după cum ați văzut, am luat câteva ori din butoiaș pentru a-mi face o șuviță
Și acum ceea ce trebuie să fac este să aștept să se usuce. Prima impresie parcă ar fi o mască de păr, nimic extraordinar, dar aș vrea totuși să pieptăn și eu șuvița asta ca să rămână așa decent, știi? O să iau pieptănul ăsta care vine în dotare și o să trag așa, vedeți? O să trag așa șuvița până jos. Așa, am mai luat din exces și am și pieptăna șuvița. Aștept să se usuce nebunia asta și vă zic după ce și cum. Cam așa arată cât de cât uscat. E uscat? Cam. A durat 10 minute să se usuce și cam așa arată și o să iau o perie și o să-l pieptăn. Bun, fetelor, și cam ăsta ar fi rezultatul. Ce nu-mi place că rămâne părul lipit, vedeți? Dar pentru așa o schimbare de look de câteva zile până te speli pe cap din nou, mi se pare destul de ok. Adică e și foarte ieftin, nu e scump. Și da, mi se pare o alternativă de a-ți colora părul destul de decentă și ieftină. Rozul se vede, cel puțin pe părul meu, care sunt o brunetă, se vede, vedeți și voi, destul de bine. Adică, hei, sunt brunetă, se vede destul de ok. Gândiți-vă pe un păr blond ce bine are și culoarea asta. Să știți că la produsul ăsta o să-i dau un like. Adică, da, nu e nici cel mai nașpa, dar nu e nici cel mai bun. E destul de decent, să spun așa. O să-i dau un like pentru că mi-a fost ieftin și să zicem că și-a făcut bine treaba și nu se vede chiar atât de nașpa. Și plus că nu se ia pe mâini. Asta e cel mai important pentru mine, că dacă se ia pe haine, deja o încurcăm rău de ori. Bun, dragile mele, și ultimul produs pe care îl vom testa în clipul de astăzi, oh my god, este sugătoarea! Da. În clipul de astăzi o să vă arăt cum funcționează treaba asta și părerea mea despre ea, dat fiind că eu am mai încercat-o, am mai pus-o la test de câteva ori și am deja o părere formată, dar cum am cumpărat-o pentru clipul ăsta și nu m-am putut abține, am zis totuși să vă arăt și să vă spun părerea mea despre ea și să vă arăt și cum funcționează. Dar înainte de a pune treaba asta la test, sugătoarea, trebuie să mă duc la baie, să-mi fac rutina de demachiere, să mă demachiez, să fac un duș pentru a deschide porii, pentru că această mașinărie să poată funcționa în condiții, pentru că ea ceea ce face este să sugă pur și simplu toată mizeria pe care o ai pe față. Deci, merg la baie, fac rutina de demachiere și un duș pentru a deschide porii și ne vedem imediat pentru a vă arăta cum funcționează asta. Bun, baia e făcută, uitați-vă ce față am după demachiere și după baie. Bineînțeles, prietenul meu este prezent, că de ce nu, când trebuie să filmez și eu un clip fără machiaj, el apare, e excelent, nu-i nimic. Oricum, eu am mai testat sugativa și știu cum funcționează, dar cum voi nu știți cum funcționează, sper, am să vă arăt în clipul de astăzi și o să vă arăt ceea ce face și după o să vă spun impresiile mele generale, pentru că v-am spus, am testat-o și că știu cum stă treaba. Deci, hai să vă arăt. Mașinăria vine aici cu un buton și are 3 trepte. 1, 2 și 3. Bun. Eu mereu folosesc 3. În schimb, am folosit numărul 3 pe Ștefan și l-am înroșit pe toată fața și pur și simplu i-a rămas așa pete de subt, cum ar veni. Și nu recomand mașinăria asta pentru o piele sensibilă sau o piele foarte albă care se înroșește cu ușurință, pentru că puteți rămâne subți pe față. Am exemplu clar în casă, deci știu ceea ce vorbesc. Pe fața mea e destul de ok, n-am niciun fel de problemă cu mașinăria asta. O utilizez de fiecare dată înainte de a-mi aplica o mască. Chiar am filmat un clip în care o să vă arăt rutina mea de relax și cum utilizez eu măștile și ăsta este un pas înaintea aplicării unei măști. Bun, hai să vă arăt cum funcționează. Deci, dau la treapta numărul 3, i-am pus căpăcelul ăsta și hai să vă arăt cum funcționează, de exemplu, aici. Vedeți, pur și simplu suge. Vedeți? Uitați așa să mă întorc. Vedeți? Suge. Nu trebuie lăsat foarte mult pentru că v-am spus, vă riscați să fiți subți pe față. Fața se înroșește imediat, dar faptul este că ia din murdărie, depinde cât de curată ai fața. Eu o să vă arăt imediat ce se poate lua de pe o față proaspăt spălată și cu porii dilatați, pentru că după duș porii sunt foarte, foarte dilatați. Eu am mari probleme aici în zona nasului, deci aici o să dau cu ea. Sau cu degetul ăsta ridicat, Dumnezeule. Bun, haideți să opresc să vă arăt ce a reușit ea să ia. Absolut nimic. Ce face mașinăria asta atunci, Elena? Habar n-am. Eu o folosesc ca parte din rutina mea. Sinceră să fiu, nu vă îndemn să dați banii pe ea, pentru că în cele mai multe cazuri la mine nu am văzut efect. A fost și dăți când
Nu făcusem de mult rutina mea de îngrijire cu por dilatat, curățare în profunzime și atunci se cunoștea puțină murdărie, dar, de exemplu, în cazul de față, ar trebui să fie aici murdărie, nu este absolut nimic. Deci, nu aș putea să-i dau nici dislike pentru că, v-am spus, face parte din rutina mea de îngrijire. Îl folosesc pentru că cred eu că cât de cât cu porii deschiși și așa mai departe, ia din murdăria aia care a mai rămas după o curățire în profunzime. Dacă, în schimb, dacă sunteți foarte mulțumiți cu rutina voastră de îngrijirea feței, curățare în profunzime, nu vă recomand să dați bani pe el. Deci nu o să-i dau nici dislike și nici like, o să fie undeva la mijloc, intermediu. Pentru că e un produs ieftin, care e bine să-l ai în casă, să zic. Ei bine, dragii mei, eu mi-au rămas bun aici, cu această față minunată. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și dacă este așa, nu uitați să-mi arătați asta printr-un like și să-mi spuneți în comentarii ce produs v-a plăcut cel mai mult din clipul de astăzi. Nu uitați că în căsoacul descrierea am să vă las link la tot ce este disponibil, ce v-am arătat eu în clipul de astăzi. În continuare am să vă las cu alte clipuri de ale mele care sper din suflet să vă placă. Vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem, dragii mei, dragile mele, curând în următorul clip. Adios!